Bună seara! Astăzi la Călăraș am avut parte de averse ușoare de ploaie, dar la noapte cerul va fi senin. Mâine vântul va avea viteza cuprinsă între 15 și 25 de km pe oră. Se va încălzi, iar cerul va fi parțial înnorat. Maxima zilei va fi de 23 de grade Celsius, iar noaptea temperatura va cobori la 14 grade Celsius. Și la București se va încălzi, temperatura maximă va ajunge la 22 de grade Celsius, iar cerul va fi parțial înnorat. Noaptea minimă ajunge la 13 grade Celsius și cerul se va înnora. În Slobozia, vântul își va face simțită prezența. Cerul va fi parțial înnorat, temperatura maximă a zilei va atinge 23 de grade Celsius. Dacă astăzi giurgiuvenii au avut parte de averse dimineața, mâine cerul va fi parțial înnorat, se va încălzi. Temperatura maximă va atinge 26 de grade Celsius. La Oltenița, cerul parțial înnorat din această seară va rămâne neschimbat pe parcursul zilei. Maxima zilei va fi de 25 de grade Celsius, iar minima de 14 grade Celsius. În Tulcea, vântul își va face simțită prezența, la rafale putând atinge 30 de km pe oră. Cerul va fi parțial înnorat, temperaturile vor fi cuprinse între 20 de grade Celsius și 15 grade Celsius. În stațiunile de pe litoral, vremea se va încălzi ușor. La Mamaia, cerul va fi parțial înnorat, iar temperatura maximă va fi de 20 de grade Celsius. Dacă la Mangalia am avut parte de ploi ușoare după amiază, vineri cerul va fi parțial înnorat. Vântul își va face simțită prezența, putând atinge viteze de 30 de km pe oră. Se va încălzi ușor, temperaturile variind între 21 și 18 grade Celsius. În stațiunea Costinești, cerul se va însenina în această seară, dar va fi parțial înnorat mâine. Temperatura maximă va atinge 20 de grade Celsius, iar minima de 17 grade Celsius. În Prahova, la Sinaia, mâine soarele își va face simțită prezența printre nori. Maxima zilei va fi de 15 grade Celsius, iar după miezul nopții va ploua ușor. La Predeal, în cursul nopții, vor reveni aversele de ploaie. Temperatura minimă va fi de 6 grade Celsius. Ziua, cerul va fi parțial înnorat. Și în Moeciu, cerul va fi parțial înnorat. Temperatura maximă atingând 17 grade Celsius, iar noaptea, în stațiunea montană, va ploua.